ce nu acesta este scopul în sine al anchetei. Potrivit acordului semnat cu compania Kroll, Banca Națională poate publica acest raport, însă doar cu permisiunea în formă scrisă a companiei Kroll. Cel mai important obiectiv al acestei investigații nu a fost scrierea acestui raport cu publicarea ulterioară a acestuia. Sper că detectivii financiari vor fi capabili cu timpul să ofere o anumită informație, a declarat Drăguțanu pentru jurnaliști. În același timp, guvernatorul Băncii Naționale a Moldovei a subliniat că raportul conține numele persoanelor implicate în furt, adăugând totodată că divulgarea acestor informații ar putea dăuna anchetei. Trebuie să înțelegeți că în acest raport, dar și pe durata anchetei, au fost conținute mai multe informații sensibile, enumerate mai multe denumiri de companii și nume ale oamenilor, care nu au încălcat legea obligatoriu. Doar într-un fel figurează în aceste tranzacții. Această informație este foarte sensibilă și pentru a nu provoca unele acțiuni care ar dăuna următoarea anchete,